În programul pregătit pentru acești tineri europeni este cuprinsă de fiecare dată și câte o seară națională. Fiecare își prezintă țara, obiceiurile, dar și bucatele. Am intrat în căsuța echipei României, dacă pot spune așa, unde am fost întâmpinată de tineri din Câmpul Lung, îmbrăcați în costume naționale. Unii supravegheau sarmalele, încă pe foc, alții puneau la punct ultimele detalii înainte de sosirea colegilor lor din Polonia, Norvegia, Olanda. Masa era plină, mirosul de sarmale îmbietor, muzica întregea atmosfera. Sarmale, ceapă, brânză de burduf, am făcut papanaș, am făcut sarmale, fasole, mămăligă. Printre ei, Cristina Cristescu, cea care se mobilizează an de an să organizeze aceste excursii care deschid ochii nu numai românilor. Ca de fiecare dată, toți au venit cu foarte multe prejudecăți unii despre alții, dar în final au reușit să se cunoască, să schimbe puncte de vedere și să ajungă din nou la concluzia că sunt mult mai multe lucrurile care îi unesc decât lucrurile care îi despart. Experiență deosebită de data aceasta? Cred că cel mai bine ar fi să intre pe ei. Ei bine, așa am și făcut. I-am întrebat. Care este rolul tău? O să fiu prezentator. Încercăm să comunicăm cât mai mult și să le explic cât mai multe aspecte ale țării noastre ca să eliminăm toate prejudecățile. Majoritatea țărilor care nu ne cunoșteau încă aveau impresia despre români că sunt hoți, că nu sunt onești niciodată și asta nu e un lucru. Și tocmai de aia trebuie să comunicăm cât mai mult și să învățăm cât mai multe despre cultura noastră. Prejudecățile vin, de fapt, din generațiile anterioare. De exemplu, după un chestionat făcut, mai multe opinii s-au spus despre Olanda. De exemplu, că este țara drogurilor. Numai asta s-a spus, sau că este țara homosexualilor și nu este adevărat. Cum a fost experiența ta în excursia asta? Genială, absolut genială. Adică am aflat atâtea lucruri despre care nu știam înainte. Am făcut prieteni noi, am învățat despre culturi noi. Cum te numești? Năstase Ana Maria. M-am oprit și la o tânără olandeză care a participat anul trecut în proiectul Cristinei Cristescu. Este excelent. Am învățat să mă uit altfel la norvegieni, la români. Poate că norvegienii sunt mai blonzi, românii au părul mai închis la culoare, dar am descoperit că, de fapt, nu suntem atât de diferiți. Toți suntem europeni. Interesant este că nu numai tinerii au de învățat din această experiență, ci și adulții. Iap Dezvan este membru al Fundației România-Olanda. De hogere politiek spreekt natuurlijk over stabiliteit op het continent. Politicienii vorbesc de stabilitate pe continent, de prevenirea războiului, dar dacă tinerii, la o vârstă destul de fragedă, ar veni în contact mai mult unii cu alții, nu ar mai avea nicio problemă în Europa. Așa aflăm mai multe despre culturile diferite, despre limbile vorbite, despre istoria comună, iată și despre bucătăriile naționale. Dacă ne uităm la tinerii de aici, putem spune că nu avem de ce să ne facem griji de viitorul Europei. Mi-a spus Iap Dezvan, profesor de drept european la Universitatea Erasmus din Rotterdam. Cine vrea să scape de prejudecăți, e bine să ia legătura cu Cristina. Poate că mai are un loc liber în următorul proiect.